Ieri au început lucrările de reparație a străzilor din satul Vieru, comuna Putineiu. Reparația constă în nivelarea pământului de pe ulițe pe care au fost împrăștiate tone de nisip. Acțiunea este inițiată de parlamentarul Nicolae Florian, care, în numele grupului de firme Novaforce, a semnat un contract de sponsorizare cu primăria Putineiu. După ce în prima parte a zilei a fost adusă o parte de nisip, odată cu cel de-al doilea transport de material, a ajuns la locul lucrării și deputatul Giurgiuvean. Lângă echipa care a realizat lucrarea de nivelare a străzilor s-au aflat și consilierii deputatului Florian Nicolae. Pe lângă faptul că deputatul Nicolae Florian a asistat la lucrările de reparație, n-a ratat ocazia de a discuta cu sătenii principalii beneficiari ai străzilor. Să simțea nevoia să vină deputatul să vă ajute? Păi era nevoie. Era nevoie, dacă nu veniți. Păi vin. Cine să facă, domnule? Că este bătrân. Este, da. Acolo. Eu m-am ocupat până acum de oraș. Acum m-a repartizat partidul să mă ocup la și de... La Vieru aici, Vieru. Și la Vieru și la alte sate. Bine ați făcut. Și a venit cu drag. Să fie cu Dumnezeu înainte. Să ne ajut. Vă mulțumim. Sănătate. Bună seara să trăiți. Vă mulțumim. Știu ce înseamnă viața la țară. Și pentru că m-a adus aici, într-o zonă izolată a satului, chiar am salutat inițiativa asta și foarte bine și vă felicit. Și eu vă felicit pe noastră și mulțumim pentru gestul dumneavoastră care l-ați făcut pentru ulița noastră. Foarte bine că ulița asta a fost lăsată mai la urmă, așa. Toate ulițele s-au făcut, dar iar ulița asta a fost lăsată mai de izbeliște, așa. Vă admir mereu la televizor, să știți, da? Da, sunt un adept al PSD-ului și eu și copiii mei. Doamne ajută! Uite, și acum PSD-ul vine la țară, vine să facă treaba la țară, ăsta e important. Câte curse ați făcut până acum? 4 am făcut astăzi și continuăm. Cât mai aveți așa estimat? 20. Și aici și în alte sate. Acțiunea demarată la inițiativa deputatului de a repara străzile cu probleme, la care au răspuns și alți oameni de afaceri, se află de-abia la început. În zilele următoare, lucrările se vor extinde și în alte sate din județ.